Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. Ministerul Sănătății anunță pentru astăzi 181 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, iar numărul deceselor a ajuns la 850. În această săptămână vor începe discuțiile cu Banca Mondială pentru a accesa un credit pentru agricultorii afectați de secetă, anunță șeful statului. Trebuie să facem tot posibilul să salvăm agricultorii. Dacă noi ajutăm acum, în următoarele luni, mulți dintre ei nu vor supraviețui până la sfârșitul anului. Autoritățile anunță o nouă etapă de finanțare din Fondul pentru Dezvoltare Regională a proiectelor care vin din partea primăriilor sau ONG-urilor care vor să-și dezvolte localitățile. Bugetul total al programului este de 660 de milioane de lei. Bucurie mare pentru orășeni pe timp de caniculă, s-au redeschis piscinele. Administratorii par să-și fi învățat lecția și dau asigurări că respectă normele sanitare. Aici șezlonguri este de un metru, un metru jumate. Le permitem să fie mai apropiați doar familiilor, în rest fiecare au distanța de un metru, un metru jumate. Ministerul Sănătății anunță pentru astăzi 181 cazuri noi de COVID-19. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns la 27.841. Pe de altă parte, de ieri și până astăzi au fost confirmate 5 decese, cifra victimelor fiind de 850. Printre acestea, încă un angajat din sistemul medical, o femeie de 58 de ani care lucra felcer la Hâncești. Între timp, numărul pacienților tratați până acum se apropie treptat de 20.000. Datele oficiale arată, de exemplu, că săptămâna trecută numărul angajaților confirmați pozitiv a scăzut cu 15% în comparație cu perioada 27 iulie-2 august. De asemenea, pentru a nu expune riscului acești specialiști aflați în linia întâi și, în general, societatea, autoritățile cheamă moldovenii să se abțină de la deplasări în străinătate, în special la vacanțele la mare. Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că săptămâna trecută, printre angajații din sănătate, au fost înregistrate 172 de cazuri cu 30 de infectări mai puține decât la sfârșit lunii iulie. Totuși, de la începutul lunii martie, de când Moldova a fost afectată de COVID-19, au fost înregistrate peste 3.500 de cazuri în rândul lucrătorilor medicali. Cei mai mulți, 1.574 la număr, sunt asistenți, după care urmează medicii, 889 de cazuri. De asemenea, au fost confirmate până acum și 675 de infectări printre infermieri. Ministerul Sănătății mai anunță că cifra persoanelor răpuse de noul coronavirus reprezintă 3,1% din totalul infectărilor. În ultima perioadă avem o creșterea numărului de cazuri atât în regiune cât și pe întregul glob. Mai ales avem creștere în regiunile balcanice și a țărilor europene precum Spania și alte state din vest. Vârsta medie a victimelor care au pierdut lupta în fața noului coronavirus este de 66 de ani. Aproape toți pacienții aveau și alte maladii. 85% sufereau de boli cardiovasculare, 30% dintre pacienții răpuși de COVID-19 aveau maladii neurologice, după care urmează obezii și cei care aveau boli renale. Pentru a reduce din numărul cazurilor și a nu supune unui risc mai mare lucrătorii medicali, Ministerul Sănătății cheamă repetat moldovenii la responsabilitate, în special acum în luna august, când cei mai mulți sunt în concedii și sunt tentați să meargă în vacanțe la mare. În ultimele 14 zile au fost înregistrate în jur de 10 cazuri din persoane revenite din Turcia de la odihnă și aproximativ același număr de cazuri a fost înregistrat a persoanelor care au revenit din Ucraina, de asemenea pe motivul odihnei. Astăzi o să ne permitem să tragem atenție totuși la perioada estivală, atunci când mulți sunt tentați de a pleca peste hotarele Republicii Moldova pentru a se odihni. Nu este vorba doar de riscul infectării atunci când vorbim de aglomerările în aceste locuri de odihnă, dar inclusiv și în aspectul de deplasare, tur-retur în avioane unde sunt persoane infectate. Aveți grijă de dumneavoastră și de cei apropiați dumneavoastră. Ministerul Sănătății mai anunță că până acum s-au îmbolnăvit de COVID-19 1532 de copii, inclusiv 141 de bebeluși și 229 de gravide. Specialiștii susțin că vârsta medie a pacienților infectați este de aproximativ 47 de ani, iar 59% dintre toți bolnavii sunt femei.
Fiecare al doilea caz de COVID-19 din Moldova este înregistrat în municipiul Chișinău, unde este cea mai mare aglomerație. Declarația a fost făcută de șefa Direcției Sănătate a Capitalei, Tatiana Bucearski, la ședința săptămânală a primăriei. Din cele peste 27.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, peste 10.000 au fost înregistrate numai în municipiul Chișinău. În municipiul Chișinău avem 10.390 de cazuri de infectări, vindecați 5.361 de persoane. Ceea ce ține de infectarea personalului medical, rămânem la cele 14%, deci din totalul de personal infectat pe Republica Moldova, 3.385. În instituțiile medico-sanitare publice, municipale și private, avem infectați 453 de persoane. Totodată, autoritățile îndeamnă oamenii care locuiesc în Chișinău și în alte orașe mari ale țării să fie mult mai precauți, deoarece statistica zilnică a noilor îmbolnăviri rămâne destul de alarmantă, iar locuri în spitale nu au rămas atât de multe. În instituțiile medico-sanitare publice municipale avem 862 de paturi, dintre care avem internați total 633 de pacienți. 605 pacienți sunt confirmați COVID. Datele din această dimineață arătau că în capitală sunt 4.626 de cazuri active de COVID-19, dintre care majoritatea absolută dintre pacienți, adică 87%, sunt tratați la domiciliu, iar puțin peste 600 de bolnavi se află în spitale. Binele cu bine se răsplătește. Este convingerea peste 470 de pacienți tratați de COVID-19, care imediat după vindecare au mers să-i ajute pe cei încercați încă de boală. În urma acestor donări de sânge s-au obținut peste 1600 de doze de plasmă sanguină care au mers în spitalele cu pacienți COVID. Donatorii o fac din suflet și fără remunerare. Cei drept, uneori pe ascuns, pentru a evita blamările și criticile din societate. Este și cazul a doi frați care, după ce s-au tratat, au decis și ei să doneze plasmă pentru pacienții gravi. Unul din ei a acceptat să-și împărtășească istoria, dar numai cu condiția că nu-i divulgăm identitatea. Din cauza faptului că după externare a avut parte de multiple critici din partea necunoscuților, precum că ar fi fost plătit ca să zică că a fost bolnav sau că minte cu desăvârșire despre simptomele pe care le-a avut, tânărul a cerut să rămână sub anonimat. Nu sunt supărat, dar mă deranjează și cel mai important, mă deranjează pentru acele persoane care nu cred. Au fost într-adevăr foarte multe valuri negative, foarte multe comentarii și de obicei mă uit sau analizez în domeniul online. Comentează profiluri false care oamenii cei nu se exprimă, să-mi vină să-mi zică în față că acest virus nu există sau să comenteze ceva de genul dat. Plus, o chestie iarăși cu riscul de a mă repeta, spun, sunt oameni care nu sunt specialiști și se dau ca specialist în acest domeniu. Deci trebuie să te interesezi despre acest virus din sursele credibile. El ne-a povestit că s-a infectat împreună cu toată familia la începutul lunii mai. Infecția a fost adusă în casa lor de unul dintre părinți care este lucrător medical. În cazul tânărului, simptomele au fost ceva mai ușoare. Boala s-a manifestat prin dureri insuportabile de cap, febră și slăbiciuni. La după nici 20 de zile de tratament, testul repetat i-a dat rezultatul negativ. Primul lucru pe care a ținut să-l facă după externare a fost să doneze plasmă. Din motive evidente îmi doresc să salvez măcar cu ce pot alte vieți, să îmbunătățesc și să îi ajut pe ei să-și revină din această urgie, să zic așa. Una din metodele care, din ceea ce mi-au spus medicii, ajută sau este o șansă cât de cât ca să le îmbunătățească starea pacienților grave este plasma. Tânărul mai spune că își dorește ca oamenii să se informeze din surse sigure și să nu se lase ispitiți de știrile false care iau cu asalt mediul online. Aș îndemna persoanele să aibă grijă din ce surse se informează și mai ales ce chestii comentează. Ce trebuie să mai întâmple dacă însăși medici au decedat de acest virus? Care ar fi argument ca să creadă oamenii că există acest virus? Atitudinea negativă față de cei care s-au recuperat este un nou, dar în același timp vechi fenomen social, susțin membrii Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării. Majoritatea oamenilor sunt departe de a fi toleranți atunci când se confruntă cu ceva necunoscut. Evgeni Goloșceapov, membru al Consiliului pentru Egalitate și pacient care a învins în lupta cu noul coronavirus, spune că nu este un fenomen nou. Activistul pentru drepturile omului s-a confruntat deja cu o problemă similară, doar că în cazul altei maladii. Вы знаете, все, что сейчас происходит с людьми, которые инфицированы COVID-19 коронавирусом, это очень похоже на то, что было с ВИЧ-позитивными людьми.
А в самом начале, когда ВИЧ только появился в мире, его достаточно сильно демонизировали, потому что тогда инфицирование ВИЧ равнялось смертному приговору. Не было лекарств, и люди действительно массово умирали. Хотя с коронавирусом ситуация абсолютно другая. Он проходит, это не пожизненный вирус, который у вас будет плавать в организме, и при должном лечении вы от него избавитесь. По крайней мере, абсолютное большинство людей сможет выздороветь. Evgenii spune că nu a simțit în adresa sa o schimbare de atitudine. Activistul își explică acest lucru prin faptul că este înconjurat de persoane înțelegătoare, pentru care omenia nu este un simplu cuvânt. Единственный раз, когда я сказал, что переболел коронавирусом, буквально один всего лишь человек сделал пару шагов назад. Так вот, чисто это была какая-то такая внутренняя психологическая реакция, но затем мы продолжили общаться. Поэтому как-то демонизировать и настолько бояться коронавируса нет смысла, тем более не стоит бояться людей, которые инфицировались коронавирусом. Мы выступаем с лозунгом бороться не с пациентами, не с медиками, которые борются с коронавирусом, а бороться с самим вирусом. Colectările de plasmă sanguină se fac doar de la pacienții bărbați tratați de noul coronavirus. Centrul Național de Transfuzie a Sângelui susține că o singură prelevare de plasmă ajută concomitent 3 pacienți bolnavi de COVID-19. O persoană tratată poate dona plasmă după 14 zile din momentul dispariției ultimului simptom al bolii sau însănătoșirea completă. Autoritățile caută soluții pentru a susține producătorii agricole afectați de secetă fără precedent din acest an. Guvernul intenționează să contracteze un credit extern pentru a acorda ajutoare fermierilor, iar în scurt timp în țara noastră ar putea ajunge un lot umanitar sub formă de carburanți din Federația Rusă. Declarațiile au fost făcute de șeful statului Igor Dodon după întrevederea tradițională de luni cu premierul și speakerul Parlamentului. Situația dificilă din agricultură provocată de seceta din ultimele luni va fi discutată în această săptămână la ședința Consiliului Suprem de Securitate. Subiectul cel mai important, primul, va fi seceta și situația din agricultură, pentru că considerăm că acest subiect ține de securitatea națională, securitatea statului, securitatea alimentară a statului. De asemenea, vom discuta și situația legată de COVID. Șeful statului Igor Dodon a amintit că în prezent are loc evaluarea pierderilor la semănăturile de grâu și orz. Guvernul Republicii Moldova a decis să acorde suport pentru 200.000 de hectare de prima grup. Pentru acestea vor fi, și deja a început procesul evaluare și așa mai departe, acordate câte 1.000 de lei la hectar. Pasul următor este vorba de aproape 500.000 de hectare de grupa a doua. Asta e porumbul și floarea sarlă. Se face evaluarea pentru a înțelege cât de afectate sunt aceste 500.000 de hectare din total aproape 1.000.000 care au fost semănate. Vom găsi surse pentru a ajuta și pe aceștia. Pentru acoperirea pierderilor producătorilor agricoli din semănăturile de floarea soarelui și porumb, guvernul urmează să contracteze un credit extern. Am decis să solicităm un credit de urgență de la Banca Mondială pentru a ajuta doar în special agricultorii. Există astfel de mecanisme și colegii din guvern în următoarele zile vor avea primele contacte cu reprezentanții Băncii Mondiale pentru a discuta acest subiect. Mai mult, fermierii din Moldova vor fi ajutați și cu motorină. Un lot de carburanți urmează să vină din Federația Rusă sub formă de ajutor umanitar. Am anunțat și anterior că m-am adresat oficial către conducerea Federației Rusă pentru a obține un ajutor umanitar în formă de motorină, pentru că această motorină să fie repartizată gratis agricultorilor din Republica Moldova, este vorba de 40-50.000 de tone de motorină. Sper foarte mult că acest subiect în timp apropiat va fi final discutat și aprobat decizia finală din partea autorităților Federației Rusă. Președintele țării a dat asigurări că agricultorii nu vor rămâne în afara atenției autorităților, iar susținerea acestei ramuri este astăzi prioritate pentru guvernare. Noi trebuie să facem tot posibilul să salvăm agricultorii. Dacă noi ajutăm acum, în următoarele luni, mulți dintre ei nu vor supraviețui până la sfârșitul anului.
O secetă mai cruntă ca cea din acest an n-au mai pomenit. O spun mai mulți agricultori din țară, printre care și Valentin Andrieș din satul Ciuciuieni, Sângerei. Bărbatul are 340 de hectare de teren agricol, iar investițiile pe care le-a făcut toamna trecută și în această primăvară au fost din ultimii bani. Așa că ultima lui speranță este ajutorul din partea autorităților, anunțat și de șeful statului. Fără această susținere, fermierii spun că nu vor ajunge în primăvară. Situația e foarte, foarte grea, ca peste tot în Republică. Este foarte grea. Nu știu cum o să ne descurcăm, dar sperăm, poate guvernul, statul ne va ajuta cu ceva. Nu știu, precum vedeți, porumbul este afectat grav, 100%, chiar dacă se ploaie, nu mai ajută la nimic. Floarea soarelui, ceva se mai vede, dar totuși e afectat și ea. 60-70% este afectat. Valentin Andrieș spera să-și acopere o parte de cheltuieli din recolta de porumb și floarea soarelui după ce s-a ars cu semănăturile de grâu și orz. Am avut 80 de hectare de grâu și am strâns în jur de 400-450 de kilograme la hectar. Practic, sămânța am scos-o. Și dacă domnul Chicu, la știri, am auzit că vor să ajute agricultorii cu în jur de 1000 de lei hectarul, ar fi binevenit acest ajutor, foarte. Fermierul spune că ajutorul statului este mai mult decât așteptat, deoarece toate investițiile făcute în semănătură au fost îngropate la propriu. Bărbatul a depus deja o solicitare de subvenție. E foarte bine să se întoarcă guvernul cu fața spre noi, agricultorii, că situația e foarte grea. Ar fi foarte bine dacă, măcar cât de cât, nu știm cât și cum, dar cu ceva să ne ajute, da. Și ajutorul umanitar promis de Federația Rusă sub formă de motorină este la fel de salutat de producătorii de la sate. Ei spun că acești carburanți i-ar ajuta mult la pregătirea terenurilor pentru noile semănături. Cred că este nevoie pentru ajutor, că sunt foarte multe cheltuieli care s-au făcut în agricultură și ca să începem iarăși anul de lucru, ar trebui foarte mult ca să cheltuie iară din nou motorină pentru lucrările acestea care să fie pe la anul. Ar fi nevoie din partea guvernului, din partea președintelui, ca să fie un ajutor pentru agricultori, ca agricultorul să poată mai departe să supraviețuiască. În primul rând trebuie ajutor. Pâinea nu s-a făcut, de arat s-a arat, s-a cheltuit, cheltuielile mari au fost. Hectar a mers așa de 70-80 de litri la hectar. Și măcar cum, cât de cât. Să vede de-am peste loc, e foarte rău. Din cele aproape 415.000 de hectare semănate în toamnă cu culturi cerealiere din prima grupă, în jur de 200.000 au fost afectate de secet în proporție mai mare de 60%, iar 20.000 au fost însămânțate din nou. Pentru subvenționarea pierderilor la recolta de grâu și orz au fost alocate 200 de milioane de lei, 100 de milioane de lei din fondul de subvenționare a agriculturii și 100 de milioane din fondul de intervenție a guvernului. Săptămâna aceasta, guvernele de la Moscova și Chișinău vor demara procesul de renegociere a creditului de 200 de milioane de euro destinat susținerii bugetului de stat. Președintele Igor Dodon a discutat despre asta în cadrul vizitei sale în capitala Rusiei, efectuată zilele trecute. Creditul pentru susținerea bugetului, cele circa 4 miliarde de lei, săptămâna curentă va avea loc deja contactul și începerea renegocierii acestui acord de credit, contactul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Rusă. Sper că în următoarele zile reprezentanții acestor două guverne vor începe renegocierea acestui acord de credit. Discuțiile despre reluarea negocierilor pe marginea creditului au fost purtate de șeful statului cu Dmitri Kozak, șef adjunct al administrației prezidențiale, reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru dezvoltarea relațiilor comercial-economice cu Republica Moldova. Cei doi oficiali au vorbit și despre problema autorizațiilor pentru tranzitarea mărfurilor moldovenești pe teritoriul Ucrainei pentru a fi exportate în Rusia. O parte din autorizații care era pentru trimestrul 4 vor fi repartizate acum pentru ca exportatorii din Republica Moldova să poată exporta mărfurile produse la noi în țară pe piața Federației Ruse. Igor Dodon a remarcat și o dinamică bună a exporturilor mărfurilor moldovenești pe piața rusă după ce guvernul Federației Ruse a prelungit termenul importului fără taxe vamale pentru un șir de mărfuri agroindustriale importante, ceea ce oferă producătorilor noștri posibilitatea de a face economii substanțiale. Comerțul cu produse agroalimentare în primele 5 luni ale anului curent au crescut cu 20% în relație cu Federația Rusă. Aceasta se datorează în primul rând facilităților
pe care ne le oferă Federația Rusă, mă refer la exportul fără taxe pe principale produse agroalimentare, lucru care l-am convenit cu președintele Federației Rusiei câțiva ani în urmă și vreau să vă spun că această decizie dă efect pozitiv pentru agricultorii din Republica Moldova, care economisesc anual 200-300 de milioane de lei, deoarece nu achită taxele la intrarea în Federația Rusă. Șeful statului Igor Dodon a întreprins o vizită de lucru în Federația Rusă în perioada 4-5 august curent. Autoritățile anunță un nou apel de propuneri de proiecte cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Primăriile sau organizațiile neguvernamentale care au proiecte de dezvoltare a satelor și orașelor din țară pot prezenta ofertele începând de astăzi. Bugetul total al proiectului este de 660 de milioane de lei. În acest concurs noi am exclus de la eligibilitate de finanțare asemenea sectoare ca eficiență energetică în clădiri publice, drumuri regionale și locale, inclusiv managementul deșeurilor solide. De ce? Pentru că pentru aceste tipuri de proiecte există fonduri destinate și atunci trebuie să oferim o sinergizare a acestor fonduri și să nu dublăm finanțare pentru aceleași domenii. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului anunță că noul apel va finanța proiecte din trei compartimente: competitivitatea economică, dezvoltarea urbană și infrastructura regională. Costul proiectelor diferă de la 5 până la 50 de milioane de lei, suma minimă și maximă eligibilă. Bugetul total alocat estimativ pentru această perioadă este în jur de 660 de milioane de lei. La primul compartiment, cu un buget de 180 de milioane de lei, finanțările sunt prevăzute pentru proiecte de construcție a unităților publice sau a infrastructurii economice necesare pentru atragerea investițiilor în regiuni. Cofinanțarea din partea solicitanților diferă în funcție de proiect de la 10 la 50%. Cel de-al doilea compartiment, dezvoltarea urbană, care la fel are un buget de 180 de milioane de lei, presupune amenajarea locurilor de agrement, reabilitarea școlilor, grădinițelor sau altor instituții publice, dar și realizarea unor cartiere delăsate în orașe. Ca să valorificăm aceste zone care au fost anterior destul de importante pentru orașe, noi acum vom aloca finanțări în sumă de la 2 până la 20 milioane de lei cu rată de cofinanțare de 10%. Au mai fost finanțate asemenea proiecte, dar din surse externe. Este pentru prima dată când lansăm un asemenea concurs din fonduri naționale. Un alt domeniu de finanțare în cadrul apelului este infrastructura regională, care are un buget de 240 de milioane de lei pentru anul curent. Deși se numește infrastructură regională, prioritar vom finanța doar proiecte de construcție a serviciilor de alimentare cu apă, inclusiv canalizare, precum și reabilitarea acestor infrastructuri care există deja construite. Autorități publice locale sunt responsabile cu asigurarea unei contribuții de 10%, costul maxim al proiectelor de la 10 la 50 de milioane de lei. Concursul se va desfășura în perioada 10 august 2020-1 martie 2021. Începând cu ziua de astăzi, potențialii beneficiari au la dispoziție 45 de zile pentru prezentarea ideii de proiect. Acestea vor fi analizate, iar cele acceptate vor intra în a doua etapă, la care vor fi depuse notele complete de finanțare. Toate instituțiile de învățământ, inclusiv grădinițele, vor fi redeschise din 1 septembrie. Declarația a fost făcută astăzi de șeful statului. Igor Dodon spune că va înainta o propunere oficială în acest sens Comisiei Naționale de Sănătate Publică. Subiectul redeschiderii instituțiilor educaționale a fost discutat la întrevederea tradițională de luni a conducerii țării. Potrivit șefului statului, despre reluarea activității școlilor și grădinițelor se vorbește de mult timp, însă nu există nicio claritate sau decizie finală în acest sens. Am decis să propunem Comisiei Sănătate Publică ca totuși să fie claritate și pentru părinți, ca grădinițele și școlile să fie deschise la 1 septembrie. Propunerea șefului statului este susținută pe larg de părinții din țară. Ei spun că instituțiile educaționale trebuie să fie redeschise, dar cu respectarea tuturor normelor sanitare necesare pentru a evita răspândirea virusului COVID-19. În calitate de părinte, eu zic că da, trebuie să deschise. Cel puțin eu ca părinte sunt gata să-mi asum momentul ăsta de a-mi duce copilul la grădiniță și să iau toate măsurile de precauție pentru faptul că îmi scot copilul în colectivitate. În primul rând, este momentul ăsta că copilul are nevoie de socializare și un anumit program care acasă, când părintele lucrează, e destul de dificil să îți faci job-ul calitativ, același timp să-i asiguri și copilului un program. Au nevoie și de grădiniță, iată, vedeți tău cu noi, n-are cu cine să o lese acasă, dar trebuie să hrănească familia. Colectiv, da, ei se dezvoltă, eu acasă nu pot să-i fac nimic, nu pot să-i dau nimic. Lugii și работают,
детей куда девать? Мы вот тоже, например, уже полгода сидим дома. Ну, я не работаю, но как бы уже ощутимо, что дети бесятся. Детям нужно общение с детками, им скучно дома сидеть. Просто если будут соблюдены все меры и нормы, я считаю, что можно открывать. Părinții lucrează și n-au cu cine lăsa copiii. Я ca eu personal nu am cu cine lăsa copilul. Eu lucrez zi de zi și este nevoie să deschidă. Toate școlile și grădinițele din Republica Moldova au fost închise din data de 11 martie curent. Instituțiile preuniversitare și-au reluat activitatea în scurt timp, iar elevii au studiat la distanță. Grădinițele însă rămân închise până în prezent. Ministerul Educației a elaborat un plan pentru redeschiderea treptată a acestor instituții cu respectarea strictă a normelor sanitare. Casa Națională de Asigurări Sociale a recepționat până acum aproximativ 16.550 de cereri pentru reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă. Este vorba despre beneficiarii de alocații stabilite după 1 ianuarie 1999, care au un stagiu de cotizare de cel puțin 10 ani. Astfel, în urma recalculării, pensia medie pentru această categorie s-a majorat în medie de la 2.615 lei până la 5.148. Datele au fost prezentate de Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Viorica Dumbrăveanu. Într-un interviu, demnitarul a reamintit că în octombrie beneficiarii de pensii mai mici de 3.000 de lei și beneficiarii de alocații sociale de stat vor primi sprijin financiar unic în sumă de 700 de lei. Suportul va ajunge la aproximativ 660.000 de persoane. În același timp, la 1 octombrie, urmează să aibă loc a doua indexare a pensiei din acest an. Fondatorul Teatrului Suliță Roz, Iuri Harmelin, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Cunoscutul regizor, maestru în artă și deținător al Ordinului Republicii, s-a stins din viață la 66 de ani din cauza unei boli incurabile. Pentru a-și lua rămas bun de la maestru, în curtea teatrului, care din luna februarie îi poartă numele, s-au adunat oameni de cultură, ucenici ai dascălului, actori, dar și simpli admiratori. Toți l-au deplâns și i-au adus un omagiu lui Iuri Harmelin, care a adus mai multe inovații în teatrul modern. После тяжелейших процедур химии он на второй же день прилетал в Кишинев для того, чтобы работать. Он настоящий патриот своей страны, потому что еще в конце 80-х, когда он был приглашен по рабочему визиту в Америку, ему предлагали еще тогда остаться и работать в Америке на Бродвее. Он сказал нет. Я хочу быть полезен своей стране, которую я так люблю. Zis și făcut, a căutat mereu perfecțiunea, lăsând la o parte plăcerile personale. A educat generații de artiști, indiferent că este vorba de actori sau scenografi. Mereu a spus că adevărata comoară este visul pe care îl vezi împlinit. Iuri Arcadiici Harmelin, художественный руководитель, основатель Государственного молодежного драматического театра Сулицы Роз, которому уже 37 лет. Директор городского театрального лицея. Мечтаю достроить наконец свой театр. Pentru acest vis a luptat ani la rând. Avea tot: scenarii, actor, talentul său, spectator loial, gata să stea în picioare la spectacole, lipsea doar clădirea. Он всегда мне звонил и всегда подходил. И всегда поддерживал. Я буквально сейчас посмотрел в телефоне, за последние несколько недель несколько сообщений было. Приходил, поддерживал. Я ему тоже говорил, поддержитесь. Он мне говорил: Игорь Николаевич, пока мы с вами не начнем, не заложим театр, говорит, я никуда не уйду. Вот наша задача в его памяти – сделать все возможное, чтобы этот проект, проект его жизни, чтобы все-таки состоялось. Это для Молдовы нужно. Это нужно для его памяти. Я думаю, что Юрий Хармелин прожил не одну жизнь, 10 жизней. За тот короткий промежуток времени, что был отпущен, он создал главное детище своей жизни – театр «Сулицы Роз», который носит его имя. Останутся после него и многочисленные воспитанники, которым он дорожил, которых он чтил. Мне очень жаль, что он так не успел получить премию стран Содружества, которую месяц назад на заседании Международного фонда стран Содружества при участии всех министров культуры было проголосовано и довелично за Юрия Хармелина. Я вам обещаю, что это будет сделано. Pentru activitatea sa didactică, Iurie Harmelin a primit Ordinul Gloria Muncii, iar pentru rolul jucat în cultivarea artelor a devenit în anul 2014 cetățean de onoare al Chișinăului. Театр потерял великого мастера,
бесценного педагога, самого преданного и верного нашего друга. Для себя я его запомнила всегда энергичным и борцом, и режиссером с большой буквы. Каждый, кто сюда пришел, нашел свое место здесь. И если бы не он, у нас бы этого не было. Дорогой друг, товарищ, соратник. Он всегда говорил: Ванечка, все получится. Хороших людей больше, чем плохих. Надо просто работать, и все у всех получится. Я знаю, что его творчество живет, но будет жить. Мы все должны сделать самое возможное от нас зависящее. Iurie Hărmelin a montat peste 200 de spectacole din repertoriul culturii ruse și internaționale. Timp de 4 ani l-a chinuit o boală incurabilă, iar în data de 8 august el a pierdut lupta. Visul lui nu se încheie însă. Autoritățile se pregătesc, fiind susținute din exterior, de construcția unui nou edificiu pentru teatrul Suliț Roz. Я могу себя назвать счастливым человеком, потому что я уже говорил, потому что у меня замечательная семья, потому что у меня очень хорошая работа, которую я безумно люблю, без которой жить не могу. Именно поэтому я счастливый. Continuăm cu alte știri. Șoferul care a provocat teribilul accident de ieri din raionul Ștefan Vodă nu își recunoaște vina și refuză să colaboreze cu ancheta. Bărbatul de 37 de ani a intrat într-un microbus de cursă în care se aflau 13 persoane. Acesta ar fi urcat beat la volan după ce a chefuit cu mai mulți prieteni. Fiind testat alcoolscopic, s-a stabilit că acesta avea o concentrație de alcool în sânge 0,62 mg pe litru. Potrivit poliției, bărbatul de 37 de ani refuză să colaboreze cu oamenii legii, asta chiar dacă în urma accidentului doi oameni se zbat între viață și moarte. Persoana vinovată în comiterea infracțiunii la moment este reținută pentru 72 de ore. Acesta urmează a fi sancționat conform codului penal. Deja în urma investigațiilor urmează instanța de judecată să se expună pe caz. Până la moment, acesta refuză de a da careva declarații. Amintim că teribilul accident a avut loc duminică dimineața în apropiere de satul Răscăieți. Șoferul care conducea un autoturism a lovit puternic din spate un microbus de pe cursa Chișinău-Olănești, în care se afla șoferul în vârstă de 61 de ani și alți 12 pasageri. În urma impactului, microbuzul a lovit un alt automobil ce se deplasa pe contrasens și s-a răsturnat. În urma accidentului, 13 persoane au ajuns la spital, iar două se află în stare gravă. Este vorba de pasagerul de 18 ani care se afla în mașina condusă de bărbatul beat care a provocat accidentul și o femeie de 47 de ani care se afla în microbuz. De astăzi și până în 23 august, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Albișoara, de la sensul giratoriu de pe strada Gagarin până la podul de la Ismail. Porțiunea a fost închisă din cauza lucrărilor care au început încă săptămâna trecută. Autoritățile municipale susțin că numai așa vor reuși să reabiliteze strada mai repede. În aceste condiții, întreprinderile implicate își cer scuze pentru incomodități și cer ca șoferii să fie înțelegători. Conducătorii auto care traversează cartierele unde a fost anunțată suspendarea traficului sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare sau să ocolească zona respectivă. Primăria Capitalei a început săptămâna trecută reabilitarea străzii Albișoara pe porțiunea dintre străzile Gagarin și Ismail. Muncitorii vor efectua lucrările în 5 etape. Pe arteră vor fi puse două straturi de asfalt, vor fi amenajate trotuarele și va fi modernizat iluminatul public. De asemenea, va fi curățată și rețeaua de canalizare a apelor pluviale, strada fiind cea mai problematică atunci când au loc ploi. Între timp, în zona au loc și lucrări de schimbare a rețelelor de apeduct care erau deja uzate. În total, reparații vor avea loc pe o suprafață de 90.000 de metri pătrați. Porțiunea Gagarin-Ismail urmează să fie gata până la sfârșitul lunii, iar toată strada până în 14 octombrie, atunci când locuitorii Chișinăului vor sărbători 584 de ani de la prima atestare a orașului. Peste 1200 de tineri moldoveni au fost înrolați în Armata Națională în perioada aprilie-iulie, ceea ce reprezintă 100% din cota de încorporare stabilită de Ministerul Apărării. Rezultatele au fost prezentate în cadrul unei ședințe de bilanț.
Conducerea Ministerului a precizat că, în comparație cu anii precedenți, a crescut numărul recruților cu studii colegiale și profesionale tehnice. Cel mai înalt nivel de înrolare a fost înregistrat în raioanele Căușeni, Strășeni, Soroca, Ungheni, Hâncești, dar și în Bălți și Găgăuzia. Ministrul Apărării, Alexandru Pânzare, a apreciat activitatea structurilor responsabile de încorporare, care nu a fost una ușoară în condițiile pandemiei. În acest context, demnitarul a atenționat reprezentanții unităților militare să respecte cu strictețe normele sanitare pentru a nu admite focare în rândul soldaților și ofițerilor. În Republica Moldova, serviciul militar obligatoriu este de un an. Sunt înrolați tineri care au atins vârsta de 18 ani, excepție făcând studenții sau tinerii care nu pot fi înrolați din cauza unor boli. De asemenea, orice tânăr se poate angaja și prin contract în Armata Națională. Condițiile sunt să aibă cel puțin studii gimnaziale, să fie apt din punct de vedere medical, să nu aibă antecedente penale și să aibă cel mult 40 de ani. De astăzi s-au redeschis bazinele. Bucurie mare pentru mulți orășeni nevoiți să renunțe la vacanța la mare din cauza pandemiei. Dornici să se recorească după valul de caniculă de zilele trecute, mulți au luat cu asalt piscinele încă de dimineață, iar administratorii par să-și fi învățat lecția. După ce la 1 august piscinele au fost închise pentru nerespectarea regulilor, acum aceștia par de neclintit. Toți sunt înarmați cu termometre cu infraroșu, iar respectarea distanței fizice literă de lege. Сходить сегодня на бассейн можно по тем же правилам, что и везде. На входе вам обязательно измерить температуру, если она не более 37. Как у нас дела? Все нормально, 36,5. Можно идти отдыхать. Маску, конечно, носить не обязательно. Это сугубо по решению самого отдыхающего. Ну а теперь можно идти и выбирать шезлонг. Dacă până la închidere această piscină putea primi până la 120 de persoane, astăzi erau amplasate numai 60 de șezlonguri. Și asta din cauza că proprietarii au fost obligați să reducă în jumătate numărul clienților pe care îi primesc și să mărească distanța dintre ei. Aici în șezlonguri este de un metru, metru jumate. Le permitem să fie mai apropiați doar familiilor, în rest fiecare au distanța de un metru, metru jumate. Potrivit administratorilor piscinei, marea majoritate a clienților sunt familii. Așa cum toate instituțiile sunt închise, de la grădinițe, la tabere și săli de joacă, mulți părinți văd în bazine o soluție de a-i scăpa pe copii de plictiseala. Prigăm! Prigăm! Saltă! Bobucchi! Și zăgăraim! Lijăm, adăcam, igram miacic! Problema e că, odată cu noile reguli, au crescut prețurile cu 30 și chiar cu 100 de lei mai mult decât până acum. Agenții economici se plâng că au pierdut 10 de clienți în acest sezon. În schimb, cheltuielile au crescut din cauza dezinfectanților și a termometrelor pe care au fost obligați să le cumpere. Asta e explicația lor pentru majorarea prețurilor. Clienții nu par însă prea deranjați de aceste scumpiri. Хорошо, очень рада, что открыли бассейн. И такая маленькая мелочь летом очень приятная. Приятно, что здесь все соблюдается, как бы немного людей, все проверяется, поэтому, думаю, мы все в безопасности. Солнце, вода теплая, все замечательно, людей немного. Желательно сохранять дистанцию. Un alt specific al acestei veri este că, indiferent de căldura de afară și de razele necruțătoare ale soarelui, angajații acestor localuri sunt obligați să poarte mereu mască. E partea indispensabilă a dress code-ului lor de muncă. Vine controlul, nu avem mască, amendă. Noi nu ne permitem pentru așa probleme. Pentru ca vizitatorii lor să fie cât mai în siguranță, administratorii zonelor de odihnă au avut grijă să pună dezinfectanți peste tot. Avem dezinfectat la intrare, lângă baie, lângă vestiar și la bar la fel. Comisia Extraordinară pentru Sănătate Publică a decis închiderea bazinelor de la 1 august din cauza mai multor semnale privind nerespectarea regulilor sanitare, dar și a numărului mare de îmbolnăviri. Vinerea trecută, oficialii au dispus redeschiderea lor, dar cu condiția respectării unor reguli mult mai stricte. Domnilor, domnilor, aici încheiem știrile. La ora 21 urmăriți buletinul în limba rusă. Și nu uitați că știrile noastre pot fi accesate și pe paginile Primul în Moldova, de pe rețelele de socializare. O seară liniștită vă doresc. Pe mâine!